Două tinere, ambele de 29 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost implicate într-un accident din cauza unui conducător auto beat criță. În urma testului alcool scopic s-a stabilit că șoferul originar din Pănășești avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 8 ori mai mare decât norma. Accidentul a avut loc aseară în apropiere de orașul Bucovăț, raionul Strășeni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, oamenii legii au fost alertați despre un accident pe șoseaua Chișinău-Ungheni printr-un apel la serviciul de urgență în jurul orei 20. Anchetatorii au stabilit că șoferul beat, care avea o pasageră în autoturism, nu a păstrat distanța și a lovit din spate un alt automobil condus de un tânăr de 32 de ani, în care se afla o pasageră. Conducătorul auto vinovat riscă o amendă de 25.000 de lei și va rămâne fără permis pe o perioadă de până la un an.